stă domnul Cosmaș. Da, domnul Cosmaș, vreau să vă supun atenție acest... Nu? A, vrei să discutăm în primul rând. Bine, hai. Măcar dumneavoastră să ziceți ceva frumos despre... Noul Marcel Ciolacu. După intervenția cosmetică. Binevenită. Mulțumesc, sigur. Acum, chestiuni de genul acesta estetice toți ne facem, sau cel puțin cei care suntem interesați. Eu m-aș referi mai mult la aspectele politice, că știți că mie îmi place foarte mult modul în care dumneavoastră comentați și duceți emisiunea și atunci, cum să spun, ne aprindem reciproc de la chestiunea asta. Este interesant punctul de vedere a colegilor de la PNL și cu atât mai mult este interesant încât noi întotdeauna am spus că dorim o alianță cu PNL-ul la guvernare. Nu am vrut noi să facem un pol de dreapta, n-am vrut să creăm majorități cu nimeni altcineva, dar nu putem nici să stăm să încasăm la infinit, pentru că atacurile, dacă țineți minte, au venit și din partea liderilor PNL, prin Rareș Bogdan și alți colegi. Domnul Cosma, uitați, un tiz de al meu, ca să spun așa, care de când îl știu eu, tot timpul spune că PSD-ul are o problemă și că PNL-ul cât este de frumos. Da, adevărul e că mereu a fost pornit pe PSD. Este logic și îl înțeleg, are o dispută acolo la Satul Mare, ca oricare alții, da, și eu la Pior și așa mai departe. Ideea de bază este că, la fel cum a spus și premierul, suntem până la finalul 2024 în această alianță. Noi ne dorim o construcție alături de PNL și în viitor. Dacă nu se retrage PNL de la guvernare, domnul Cosma. Noi am demonstrat împreună cu colegii de la PNL pentru români că putem face lucruri bune. PNL se poate și retrage. Am zis că sunt 49% șanse să se retragă. Este opțiunea dânșilor, dar eu vreau să atrag atenția că, iată, și să nu se supere domnul Miruță pe mine, scorul USR nu a fost atât de bun în urma faptului că dânșii au plecat de la guvernare. Trebuie să recunoaștem. Din cauza aceasta au fost cumva, hai să spunem, puși la colț de români. Doar nu-i plângeți de milă că se descurcă, iau trei primari. Dar nu-i plâng eu, Doamne ferește, nu-i plâng eu de milă. Dar vedeți cum e românul? Când pleacă de la guvernare un partid, e sancționat la vot. Dacă stă la guvernare... E sancționat la vot? Nu prea e atât de sancționat. Adică românul nici nu analizează. Bă, a fost bine, n-a fost bine, a fost o mișcare utilă, n-a fost. Dacă pleacă la guvernare, înseamnă că... Mai e o chestiune foarte scurtă, să... dacă îmi permiteți. Că spunea domnul deputat Bâlcea, nu foarte scurt, că spunea domnul deputat Bâlcea de faptul că își dorește o construcție și susține această idee cu construcția de data. Poți să fii cu un pas în guvernare și cu un pas dincolo. Ca să lucem și mai urât. Domnul Miruță, se dau foarte bine cei de la USR. De față, mie îmi place cum joacă. Deci, ca să facem o sinteză.